din nou și atunci o invit pe Cătălin Avăran. Păi avem carteci. Cu semne. Am greșit. Cătălin Avăran e cea mai mică autoare, cea mai mică autoare. E cea mai tânără autoare din antologie. E cea mai tânără, nu? Și după ce că sunt cea mai tânără, mi-au scris că sunt în clasa a șasea, adevărat că stau de 3 ani cartea la editură, dar frate, am crescut de atunci, să știți, nu mai sunt a șasea, sunt a opta. Ai trecut! Deci contează. Dar eu până nu de mult nici nu știam cu ce texte o să apar, sunt foarte vechi textele astea, unul e chiar din clasa a patra, testul în care colegii mei mă tracunează ori de câte ori au ocazia. Când nu mai au ce replică să-mi dea la răutățile pe care le zic, că bag în versul din astea gen Dumnezeu face duș, da, hai, lasă-ne. Sau zic ceva rău de Moldova, ce e așa, se zice la voi Moldova, nu? Dar mă rog, sunt și ei copii ce sunt faci. Nu mă supăr cu ei. Ah. Este o persoană mai dus. Da. Să vă citesc ceva? Nu, doar îți spui așa. Am adus și câteva poezii mai recente, trei, adică dacă Gamal se va citi unul lung, eu o să vă tachinez cu mai puține, adică mai puține, mai multe, dar scurte. Da. Gheața între pisici și șoareci, iceberg. Este un iceberg. Sculptesc cu atenție, mi se face frică. Observ cum strat după strat, gheața se topește și prin ea se vede o bucățică roșie, fierbinte, de carne. Portretul robot. Ți-am făcut portretul robot. Când te vor căuta, să nu dai vina pe mine. M-au ales să desenez ochii, nasul, gura mare întredeschisă, pe o foaie scoasă la imprimantă. Fața se vede străvezie. Dincolo de ea, un creier înfierbântat vibrează ca un telefon mobil în alertă. De gustibus. În șoareci îți gustă de mâncare. Tu îl lași, întotdeauna ți-ai dorit un animal de companie. Ai spus că ți-ar putea fi cel mai bun prieten și poate l-ai lăsat să se culce în patul tău. Și poezia scrisă în clasa a patra. Era un concurs care se chema Copii într-o lume mai sigură. Și mă gândesc, dacă e sigur, include pe Dumnezeu, așa că am scris așa. Dumnezeu face duș peste România. Stropii cald dau și parașute de rezervă și măști de oxigen. Stropii au îngeri, am și eu unul. A fost internat în spitalul Rai, îi căzuse un cactus în cap. Doi îngeri surori medicale l-au ridicat pe targă și l-au dus. Merg singură la școală, n-ai voie să atingi nici cu vârful nasului în geam. Totul trebuie să fie în siguranță când Dumnezeu face duș acasă, peste România. Înainte să citești din poeziile tale noi, vreau să te rog să citești lucruri din alți poeți din antologie, pentru că știu că tu ți-ai pus semne. Și cumva asta este și un răspuns la felul în care se termină în prefața lui Dumitru, care întreabă ce urmează după Cătălina Bănan. Uite, primul e din... De la microfon. Din Ștefan Vaștovoi. Noi nu te mai iubim, nu vrem să mai avem legătură cu tine. Trebuie să pleci chiar acum. Sufletul tău nu este ca obrazul de fată. Mâinile tale nu mai sunt tari ca berbecii. Iată, noi te vom omorâ. Dar trupul tău nu va mai fi ușor ca bărcile care se suie pe cer. Și solzii minciunii și răului te vor împiedica să aluneci. Și duhul tău va striga, iată, sunt tras, dar mă încăpățânesc ca un șarpe, care nu vrea să iasă din gaură. Pumnii tăi tremură, ca mie îi duci la tăiat. Tu ești slab și trebuie să ne împărtășești. Iată, sângele tău e dus să fie baltă de pescuit. Dar peștii nu se iubesc în el și nu te pun icre. Tu trebuie să pleci, să duci cu tine amintirile tale. Mai am? Tu știai pe toți care sunt aici în antologie sau sunt și oameni pe care ai descoperit aici? Sunt și oameni pe care am descoperit, dar cel puțin jumate știam. Pe majoritatea chiar, adică persoană, mult spus, adică am conversat așa cu ei la diferite evenimente. Adică... Mama ta de dulci. Mama, râs de mie. Stai, următorul. Stai că m-am încurcat aici în toate semnulețele astea. Deci ce ai zis, stai în cartea asta fără semnul, te încurcai.
aminte una de Stan Dovakulovski, care m-a auzat foarte mult, adică mi-a plăcut. Basarabia Go Home se cheamă. Da, așa e mai bine. Ultima oară când ne-am văzut, erai tristă că plec și totuși tu ai plecat prima. Eu îți făceam cu mâna când troleul te ducea, eu îmi dezlipeam posterele cu Jim de pe pereți, eu îmi făceam bagajele și mă gândeam la tine, la mușcăturile de pe urechi, la zgârieturile de pe spate. Eu beam și ți-am promis că nu mai fumez iarbă, eu ți-am promis că totul va fi bine. Ce bine ar fi să pot să am grijă de tine, mi-ai zis. Da, și coborăm scările și pe pereți am văzut Basarabia Go Home. Și am înjurat și am dat cu pumnul în perete și am zis, I'll be back. Poți să spui și de ce alegi pe asta? Pentru că îmi plac. Sunt plăcit așa, frate. Uite, una de Steliana Gramă. E numai Liș, se cheamă. Am descoperit că stilul meu se aseamnă foarte mult cu Steliana Gramă. Adică nu știam, am fost, nu știu, plăcut surprinsă. Avem chiar o poezie care se cheamă la fel, Gelozie. Păi câtă lumea are. Înseamnă că mai sunt toată lumea gelosă. Da. Deci, când sus puiului de zeu i s-a defectat laserul, el a început să plângă. Cu ce se va juca mai departe? Când din cer a început să plouă cu monede de aur, maimuțele s-au ridicat în două labe pentru a prinde lacrimile zeului. Alergau de colo-colo, ciorovoindu-se și fiecare lacrimă culeasă indica gradul de credibilitate în puterea celor de sus. Cred că cerșitul e cea mai veche profesie a omenirii. Acum noi nu mai vrem să fim cei de jos. Dacă am prinde niște zei și am maltratat, câte lacrimi am curge în buzunarele noastre, când din ceruri vor începe să plouă cu leșuri. Tații noștri s-au născut în altă țară. În alt sistem, pe altă lume al trei. Frații noștri au avut alte vise.